În Moldova vor avea un asemenea traseu și vom trebui să ne punem din nou unele întrebări cu privire la ABC, ABC-ul unor alegeri libere și corecte, respectiv respectarea dreptului de a alege și a dreptului de a fi ales. Uniunea Europeană, și eu personal am subliniat în nenumărate rânduri atenția pe care o acordam respectării statului de drept, a libertăților și drepturilor fundamentale și a unui mediu pluralist democratic. Doresc să punctez din nou aceste aspecte. Poate și doar pentru a reconfirma că memoria noastră nu este scurtă și că nu vom trece ușor peste derapaje democratice și peste nerespectarea condițiilor asumate. Opiniile și rapoartele experților internaționali și local arată pe de o parte că importante recomandări anterioare, fie de la OSCE-ODIR, fie Comisia de la Veneția, fie chiar de la Curtea Constituțională a Republicii Moldova, nu au fost respectate. Iar aceste recomandări vizau și întărirea capacităților și a mecanismelor de implementare, monitorizare, supraveghere și sancționare. Mai mult, legislația electorală a fost modificată în 2017 în lipsa unui consens larg intern și contrar recomandărilor Comisiei de la Veneția și ale OSCE-ODIR. Anularea alegerilor pentru primarul Chișinăului câștigate de Andrei Năstase de către Comisia Electorală Centrală în urma deciziilor luate de instanțele de judecată a subminat